spațiul public se creează false așteptări că partidele politice, Parlamentul sau alte instituții pot să intervină pentru a stopa acest atac fără precedent la adresa justiției. Singura instituție, când guvernul emite o ordonanță de urgență, care poate să oprească pentru a fi verificată în privința constituționalității, este așadar avocatul poporului. Avem mici așteptări în privința domnului Ciorbea să sesizeze Curtea Constituțională. De aceea, Partidul Național Liberal astăzi solicită conducerii Parlamentului României din nou demararea procedurii de revocare a lui Victor Ciorbea. Îi solicităm în mod ferm președintelui României să sesizeze Curtea Constituțională cu un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Este foarte important ca președintele României să sesizeze Comisia de la Veneția pentru a solicita un aviz cu privire la această ordonanță de urgență. Mai departe, vom face toate demersurile necesare pe lângă instituțiile europene, astfel încât această speță să ajungă pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene.